La prima ei finală din istorie, Corvinul Hunedoara a câștigat Cupa României Betano, învingând-o pe Oțelul Galați la loviturile de departajare 3-2 după 2-2 în timpul regulamentar. Divizionara secundă merge în preliminariile Europa League, în primul tur al calificărilor. Gălățenii mai experimentați, hunedorenii exaltați, încercând să surprindă. Aceasta a fost ideea startului finalei. A plăcut acest joc suporterilor și telespectatorilor. Sentimentele, cumva, nici mai am zis și la conferință, parcă nu aveam nicio trăire nici la loviturile de departajare, parcă simțeam că e momentul nostru, nu știu, am simțit o liniște și mi s-a întâmplat. N-ai putut sentiment. Să te bucuri, nu? Nu simți așa? Sunt mai interiorizat. Conștientizez că nu conștientizez, dar conștientizez. Poate mâine să dai seama mai bine. Eu de fiecare dată sunt mai interiorizat și nu că nu mă bucur, așa sunt și la petreceri, dar sunt niște sentimente și niște trăiri acum fantastice.